Salut, în fanii și la un episod de 22 Pack Opening. Practic a venit cel mai șmecher Team of the Season de anul ăsta, adică League One. Uitați-vă și voi, l-au băgat și pe nenea Ionica Messi, care a dat 2 goluri și 3 pase. Bine, au dat mai multe, dar în fine. Și Nea Mbappe și Neymar. Neymar ăla cred că o să fie absolut bestial. Posibil cel mai bun card din joc. Poate acolo la bătaie cu nenea R9 Moments și toți băieții. Dar, bineînțeles, nu uitați, dacă vă place seria, să plăzniți și voi butonul de like. Foarte important să vă abonați și legendar de important deja să-mi dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, bineînțeles, codul KTXPKG pe PC Garage. Primiți și voi reducere, primiți și o ceva, toată lumea e fericită și cred că este din nou vinerea de gaming, nu știu sigur, dar uitați-vă pe acolo sau zilele Intel, ceva în genul, deci reduceri blăniță. Bineînțeles, jocul ieftin pe G2A, bineînțeles, cătă pe Fortnite Shop să ajungem la $1,000,000 cândva, nu știm exact când. Echipa asta în continuare, evident, se vezi la o poștă ce ar fi foarte bine să pice din player pick-urile pe care le-am făcut. Un Enyaș Der, hai să ne uităm rapid, eu puterea să las acolo, să vedem cum arată cardurile noi, practic, domnilor. Hai să schimbăm rapid pe echipa The Test. Aici unde avem toate lemnările și să vedem rapid cum arată în primul și în primul rând Ben Yedder. Pentru că pe ăla l-am vrea. Ben Yedder. Uitați-l ce fățău are de nervos, ești nebun. V-am dat, v-am spart, v-am nenorocit. Ben Yedder. 4 cu 5, high cu low. 97 accelerație, 95 sprint speed și te uiți la shoot. Și te uiți la agility și balance, dribbling și alte alea și îți vine să te arunci pe geam, că știi că dacă pitch versus ăsta îți dă, ți-ar capacele. Da, cum am zis, ăsta ar intra absolut perfect la mine în echipă. N-am ce să zic rău de cardul ăsta. Maxim să zicem, bă, are 8-8 stamina, dar îți duce aproape tot meciul. Bestial, frate, bestial. Ăsta l-aș vrea primul. Bine. Și Mbappe face chemistry acolo perfect, nu zic nu, dar la Mbappe hai să nu ne dăm cu filmul. Hai să vedem Kylian Mbappe, trădătorul suprem. Care dintre ăștia doi? Ăsta e oare? Da, Team of the Season, 5 cu 4, high cu low. Pușca și curaua lată, mai prind el pe ăsta vreodată. 99 pace, 99 stamina, 99 de milioane dribbling, 99 de miliarde shoot. Eu uiți la el și cam atât, că nu o să-l prinzi niciodată și nu o să ai bani să-l cumperi. Deci, mergem mai departe, hai să-l vedem și pe Ionica Messi. Ui, ce mă drumul, ești trădătorule. Ionica Messi și alții, nu știu. Bă, trebuie să-i mai uităm la încă unul. Fratele Marquinhos, domnilor. 97, nu? Da, 97 Ionica Messi. Ionica Messi, Ionica Messi, shoot blană, pasă blană, dribbling blană, viteză blană. Pana mea, 4 cu 4, medium low, ok. Îți spică în jos, nu spică. Te uiți în continuare la desene animate cu Tom și Jerry. Bun, Neymar, care nu știu cum a luat. Eu sincer nu prea țin minte, eu făcut ceva Neymar anul ăsta prin Lyon, adică mi se părea că s-o cam lăsat de fotbal. Dar, în fine, 5 cu 5, clasic cu Neymar. Bă, șutul nu e impresionant, sincer să fiu. Dacă stai și te uiți, bă, 90 shooting, la 93 attacking position, 91 finishing, 87 shot power, nu-i cine știe ce, adică te uiți la Ben Yedder și Mbappe și îți vine să-ți dai palme, ești nebun și ăsta-i. Dribbling-ul blană, pasele ok, no, physical-ul, 89 stamina, merge oricum, dar ăsta-i bugul in game și cardul gold, e top, deci o să fie legendar. Mano, shoot-ul e chiar mult mai slab decât mă așteptam, sincer să fiu. Probabil că joci pe ăsta cu, nu știu, finisher, habar n-am. Măcar are dinamică șmecheră cu, bă, dar ce ți-am intrat oricum în Team of the Season, sunteți nebuni să vină banii. Bun, Marquinhos și cam asta ar fi. Și vreau să văd dacă o prind cumva la fond. Marquinhos care ești? Ăsta care suge degetul, clar. Team of the Season, medium high, 91 cu 91 pace. Asta avea 90, ok. Deci un pic mai bun văd că decât Team of the Year. Interesant. Bă, n-ar fi rău să-mi pice ăsta. Mi-ar intra și ăsta perfect în echipă și m-ar lăsa să-l bag și pe Alisson în poartă cu ocazia asta. Cardul ăla absolut legendar, mi-au plăcut și cardurile celelalte ale lui. Evident, l-am jucat pe la Champions League până mi-a ieșit pe urechi,
deja era depășit în viteză, dar ăsta o să fie super mega top. Cel puțin în teorie, bun, și să vedem dacă e cumva nea la font. Dacă e la font, știm care e cel mai bun portar din joc. Dacă nu e la font. Și este la font. Bun. No, ăsta sincer aș vrea să-l joc. Pe nea la font. O să fie un pic complicat să-l bag în echipă dacă nu-mi pică. Nu știu. Dar joc cu Kimpembe gol, deci nebun, că am uitat că merge Kimpembe gol până la final de joc. Ăsta zic eu că e cel mai bun portar din joc, dacă nu l-o stricat. Toate cardurile lui Team of the Week au fost jale de bune. Hai să ne băgăm la pack opening și să vedem player pick opening și să vedem ce pleznim. Team of the Season swap, bine nenea, mă las să dau și o skip, respect. Introducing first nu știu ce, povești, dă ne paci. Răjel din astea și am 36 de player pick-uri, trebuie să am 35, în fine, nu contează. Hai să începem să le dăm. Deja au trecut 6 minute să mă bată tractoarele. Pălinca, în ordine le luăm, nici nu stăm la povești. Băiatul cu gletul. Sper să vină măcar un Team of the Season, oricare o fi ăla. Ismail cu toți băieții. Până aici arată absolut bestiale player pick-urile, nu trecem de 80. Bine băieți, 87, primul walkout. Bine, foarte bine. Anderson Talișcao, după ce a ieșit din Team of the Season, bineînțeles că îl primim de vreo 400 de ori. Să fie bine, să nu fie rău, ok. Harrison. Nu știu ce jucător a intrat în Team of the Week. Dar e ok, probabil că e oricum slab. Hai cu Aspilicheta. Nu prea vin walkout-uri. Ok, 85. Not good, not bad. Am să fac 50 de player pick-uri, dar n-am mai avut resurse. Așa că ne-am ales cu 35 ar trebui să fie. Nu știu unde mai am încă unul, posibil să fie 36, dar eu 35 știu că am făcut. Dar vom vedea, poate am primit ceva. De fapt, cred că mi-au dat ceva cu Team of the Season Token Swap și am mai primit unul și pe Twitch. Cred că de acolo e vrăjala. Hai cu metrașul ei. Ok, Dybala. Deci două walkout-uri până aici. Am deschis 10 player pick-uri. Not good, not bad. În continuare noi sperăm la un Ben Yedder. Sau măcar, nu știu, acolo, Marquinhos, un ceva, să fie bine, să nu fie rău. Nea Lopez. E chiar jucătorul pe care îl așteptăm. Mi se pare că e super mega nerfuit drop rate-ul la jucătorii Team of the Season imediat ce lansează promoția. Și prin super mega nerfuit, adică mi se pare că nu există jucători în pachete. Cu metrașul Sergio Ramos, păcat că n-ai jucat să fii Team of the Season, să ne bucurăm acum, dar ești walkout, intri la SBC. Clasic. Avem cum să-l ratăm pe nenea Smirgăl. Cu Smirgălul te dai la curce. Nu e ok. Nu faceți asta acasă sau oriunde altundeva. Nu cred că e pont. Bănuiesc, nu știu. N-am încercat să văd dacă merge Smirgălul la cur. Habar n-am. Bun, 84. Hai cu Mertens, deși puteam să iau și Saviciu. Sandviciu. Ilicic. Hai că merge de o vrăjală. O să mai dai un walkout ceva la băiat? Se pare un pic ciudat că 100% Team of the Season din ăștia care sunt efectiv inutili. Și nu pică gen absolut nimic. Adică măcar o lemnărie ceva. Hai Gicule. Ok, ne-au Giroud. Bun. 48 pace. Vă dați seama, aș lua și inform nenea asta. 42 accelerații. Pornește ăsta ieri. E bun ăsta, e bun, bun. Cred că îl bag titular pe Nea Giro. Ia să vedem. Da, uite, și mi-a dat încă unul din ăsta. Și am mai dat unul de pe Twitch. Oare de ăsta era? Nu cred că era de ăsta. Parcă arăta diferit, în fine. De ce am făcut asta? Am băgat jucătorii la club. Prostamol 1! În fine, 3 walkout-uri. E ok. Nu aia am vrut să fac, dar e bine și așa. Am vrut numai să-l trimit pe ratatul ăla la club. Da, nu, asta este. Ce să-și faci? Nu pica cine știe ce, adică 3 walkout-uri și mi-a terminat player pick-urile. Holy shit, chiar proaste player pick-uri. Nu mă așteptam la așa ceva. Aoleu. Da, nu prea meritat. 35 de bucăți, 3 walkout-uri sau 4 ceva în genul și 0 Team of the Season. 0 Team of the Season. Neașteptat, de prost. Ultimele 3.
Ok, am mai luat încă un walkout. Cred că ăsta e al patrulea, de fapt. Da. Drop rate absolut bocanc. Încă un walkout. Nu-i bine, nu-i rău. Dar zero Team of the Season, în ideea în care 100% există un Team of the Season în Team of the Season-ul ăsta pe Franța, care e pistol cu apă 50.000. 100%. Da, cam asta ar fi. O să mă uit să văd ce au băgat la SBC-uri și let's go time. Poate i-a băgat un jucător ceva interesant pe aici. Ok, Pedrinho cred că era, Lemnaru era, Arnau Danjuma era, Danjuma, ok, interesant, Verratti, frumos card, 95 stamina, dacă n-ai CDM-uri sau CM-uri, în cazul meu am 40.000 de CDM-uri, cardul ăsta arată chiar interesant. Bun, nu știu cât costă, 3 segmente nu-i interesează, Barus Sandel era, draft token să fie să meargă. Ăstea am uitat să le termin. Aia. Nici un bai. Marchimea și cam atât. Deci nu prea o băga mare șmecherie. În fine. La Team of the Season ceva. Un flash din ăsta și cam atât. Da, cam pistol cu apă, ce să zic. Din păcate nu a fost să fie ceva interesant. Dar mai avem pachete și o să fie foarte important ce pică la red player pick-uri. Pentru că dacă îmi dă un Marquinhos, am rezolvat treaba în defensivă, super fine, o să-l bag și pe Nenea, cum v-am zis. Mutăm frumos. Aici băgăm Marquinhos, aici băgăm, cum am zis, Alisson și am rezolvat partea defensivă. Și după aia vedem aici ce mai putem face. Păcat că nu a venit un Beneder, ar fi fost super. Eu nu știu dacă o prind și bamba, dar o să mă uit. Cam asta a fost. Mersi fain de vizionare, nu uitați să folosiți codul CTXPGG pe PC Garage și super mega important, jocuri ieftine pe G2A. Follow pe Instagram. Salutare, salutare!